Zvonurile se confirmă înainte de lansarea de săptămâna viitoare a noului LG G7. În așteptarea acestei lansări, am bifat însă săptămâna aceasta o altă prezentare, noul model de ochelari de soare, Smart Spectacles. Cei de la LG au anunțat oficial într-un comunicat de presă faptul că LG G7 Think va avea cel mai performant ecran de până acum, QHD Plus Full Vision de 6,1 inch. Potrivit tradiției proprii, LG a început să anunțe treptat specificațiile noului flagship ce va fi lansat pe 2 mai. Noul LG G7 a apărut de altfel și pe surse în tweet-urile lui Evan Blass. Imaginile confirmă că și acest telefon va avea deja celebrul ecran cu breton, pe care îl regăsim pe iPhone 10, dar și pe alte telefoane Android care au urmat acest trend. Cu toate că jack-ul de căști de 3,5 mm a dispărut de pe iPhone, acesta s-ar putea reîntoarce. Asta dacă se dovedește că imaginile postate pe Weibo se adeveresc. Este vorba de modelul S2. Există mai multe zvonuri că Apple ar pregăti de ceva vreme o versiune updatată a modelului de altfel de succes, iPhone SE, un telefon mic cu specificații de top la vremea lansării. În imagine apare clasicul jack. Decizia celor de la Apple de a renunța la această mufă pe noile modele a fost întâmpinată de o mulțime de critici, dar a fost urmată de mulți producători de pe